Cartea Genezei, capitolul 15, de unde vom citi primele șase versete, cuvânt care spune în felul următor. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne, Dumnezeule, ce-mi vei da? căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer, Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Amin. Vă rog să vă așezați. M-am bucurat de cuvântul pe care Domnul ne-l-a pus înainte, un cuvânt de curajare, dar aș vrea să vă aduc aminte că în cuvântul acela se vorbea despre două feluri de azidii, două case. Peste care dintre acele două case a venit furtuna? Peste amândouă. Știți ce aș vrea să înțelegem, dragii mei? Că mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne vom întâlni cu furtuna. Crizele vieții stau în fața oricărui om. Și în seara aceasta aș vrea să învățăm ce să facem în fața crizelor vieții. Ce putem să facem atunci când vine greul și necazul peste noi? Ați fost atenți la cuvântul pe care l-am citit eu în această seară? Începe așa: Avrame, nu te teme. Știți dumneavoastră că spun cei ce au studiat mai aproape, mai mult decât mine, scriptura spun că această încurajare, acest îndemn este cel mai frecvent folosit unii ziceau, Richard Wundbrand zicea că e de 366 de ori trecut în scriptură acest îndemn. Eu n-am numărat. Dar realitatea este că de foarte, foarte multe ori în scriptură Dumnezeu zice nu te teme. De ce oare? Pentru că nu-i om care să nu se fi întâlnit cu teama și nu-i om căruia să-i placă teama și să-și găsească plăcerea în ea. Poate veți zice, dumneavoastră, stai că sunt unii care caută filme horror și ăștia, trebuie că-și găsesc ceva acolo. Nu-și găsesc decât un pic de adrenalină, care după aceea se transformă într-o inhibiție din asta, aducătoare de spaime. Dragii mei, Teama este un sentiment care creează mult disconfort oricărui om. Însă, ceea ce îmi place mie în scriptură este să mă uit la Dumnezeu când vorbește cu ai săi, când îi vede că se tem, le zice: Nu te teme. Vă aduceți aminte când Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon la o lucrare mare. Gedeon a șovăit și Dumnezeu i-a zis, nu te teme, judecător 6 cu 23, dacă ne uităm. Nu te teme, a zis Domnul. Aduceți-vă aminte când a fost chemat Ieremia în lucrare, un copil numai. Și lui Domnul i-a zis tot așa, nu te teme. Aduceți-vă minte ce a spus Domnul femeilor mărturisitoare de la mormântul Domnului, de la învierea Domnului, cele ce au mărturisit învierea. Primul lucru pe care le l-a spus Domnul, nu te teme, nu vă temeți. Ucenicilor, speriați și ei, nu vă temeți. Eu vreau să vă spun astăzi ceva, frații mei și surorile mele. Dumnezeu nu l-a făcut pe om să se teamă. S-ar putea să încercați unii dintre dumneavoastră să mă contraziceți și să ziceți, ba da, există teamă benefică. Dragii mei, știți de când a apărut cuvântul teamă și frică în vocabularul omului? El n-a fost de la început. Vă rog să luați în considerare că de-abia în Geneza, capitolul 3, cu versetul 10, apare prima dată cuvântul teamă. Uitați-vă, după ce omul a păcătuit, Dumnezeu îl cheamă, îl strigă și zice așa Scriptura, El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Pentru prima dată apare frica. Dragii mei, de când a intrat păcatul în lume și până acum, frica a devenit un nefericit companion al omului. Îl însoțește pe om în multe situații. Dragii mei, toți ne-am întâlnit cu frica, cu teama, în crizele vieții. Ne-am întâlnit cu îndoiala în crizele vieții. Ne-am întâlnit cu descurajarea în crizele vieții. Însă aș vrea în această seară să învățăm că dacă frica, dacă îndoiala, dacă descurajarea ne dă târcoale, nu e drept să le lăsăm să pună stăpânire pe noi. Și vreau să îmi îngăduit să vă pun înainte, pentru că suntem la o seară de învățătură din cuvânt, să vă pun înainte un cuvânt plin de nădejde, aducător de nădejde pentru fiecare dintre noi. 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 18. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. În dragoste, nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns în dragoste. Dragii mei, vă pun o întrebare. Cine știe cine este dragostea personificată? Dumnezeu este dragoste. El e dragostea personificată. Dragii mei, vreau să vă spun din capul locului de la începutul studiului nostru din această seară că în Dumnezeu nu este frică. El nu generează frică. De aceea vreau astăzi să îndem pe toți cei ce au temeri, îndoieli, descurajări. Veniți să ne adăpostim în Domnul. Să ne ducem cu fricile noastre la El. Și să zicem, Doamne, venim la tine, cel ce ești dragoste. Pentru că am citit că în dragoste nu este frică. Venim la tine ca de la tine să căpătăm curaj, de la tine să căpătăm ajutor și sprijin. Dragii mei, de ce predicăm despre asta? Pentru că teama, îndoiala, și descurajarea în situațiile de criză îi apucă pe mulți dintre cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu, pe cei credincioși. Da. Pe cei ce sunt ai Domnului, vă rog să luați în considerare, Ilie, prorocul Domnului, folosit cu putere de Dumnezeu, după lucrarea sa eroică de pe muntele Carmel, când tot poporul a ascultat predica lui Ilie și a văzut minunea lui Dumnezeu, tot poporul striga, ca la o mare demonstrație, tot poporul striga, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și după aceasta, Izabela a trimis un cuvânt de amenințare către Ilie și știți ce s-a întâmplat cu Ilie? Omul lui Dumnezeu, prorocul, a început să se teamă și a fost foarte frică lui Ilie. Aduceți-vă aminte de ucenicii Domnului. Și ei erau ai Domnului, I au stat trei ani și jumătate în compania Domnului. Și după ce Domnul a fost prins, după ce Domnul a fost răstignit, știți ce ne spune Scriptura. Ucenicii n-au mai putut de frică, s-au ascuns, s-au împrăștiat care încotro și au căutat refugiu. De aceea, dragii mei, pentru că și noi suntem cu toții vulnerabili în fața fricii, de aceea găsim în nenumărate rânduri în Scriptură în demnul cuvântul lăsat de Dumnezeu pentru noi: Nu te teme, nu vă temeți. Doamne ajută-ne. Dragii mei, dar ce se întâmplă atunci când trăim dominați de frică? Frica s-ar putea să ne atace într-un fel sau altul. Ce se întâmplă când ne lăsăm dominați de frică? Ce consecințe are frica în viața noastră? Aș vrea să înțelegem, să învățăm în această seară că dacă Domnul ne spune nu te teme, este pentru că frica are consecințe nefaste în viața omului. Știți dumneavoastră că frica conduce spre stări depresive? Pune-te rog pe ecran proverbe 12 cu 25. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului neliniștea din inima omului îl doboară. Așa se întâmplă. Neliniște cauzată de frică, neliniștea din inima omului îl doboară. Frica atunci când stăruiește în viața cuiva, când domină pe cineva, îl aruncă în stări depresive, în stări de apăsare, îl doboară cu alte cuvinte. De aceea e important să facem tot ce ne stă în putință să ne ferim de, domi, de, de dominația aceasta a fricii, să ne adăpostim în Cel ce este dragostea întruchipată, în Isus Hristos. De asemenea, știți dumneavoastră că frica conduce spre păcat? Aduceți-vă aminte de Avram, același Avram, când la un moment dat a ajuns în Egipt și era împreună cu soția lui, cu Sara. Și a început să se teamă Avram. Că oamenii vor vedea că Sara este o femeie frumoasă, o vor lua pe Sara și pe el îl vor ucide. Și știți ce a făcut Avram? De frică. A păcătuit, a mințit. A spus: Nu e soția mea, e sora mea. Asta face frica când te domină. Ajunge să te conducă spre păcat. Mai mult decât atât. Frica atunci când te domină te conduce spre adevărate capcane. De ce spun asta, dragii mei? Vă rog să luați în considerare, Scriptura spune că frica de oameni este o cursă. Proverbe 29 cu 25. Frica de oameni este o cursă, adică o capcană. Ce înseamnă o capcană? Când te prinde capcana, nu mai poți să faci ce vrei. Nu mai poți să miști. Tocmai aceasta se întâmplă când omul este dominat de frică frica îi blochează toate acțiunile bune pe care ar putea să le facă. Vrea să se apropie de Domnul, dar el este stăpânit de frică. Stăpânit de frică. Și frica s-ar putea să-l blocheze în a se ruga, în a se apropia de Dumnezeu. Mai mult decât atât, când frica îl domină pe cineva, știți ce mai face? O altă pagubă mare. Ea conduce spre invalidarea puterii cuvântului lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că acest cuvânt are putere? Cuvântul acesta este viu și lucrător. Dar este o pildă a Mântuitorului, care pilda semănătorului, cunoscută de noi toți. În pilda aceea, cuvântul este asemănat cu o sămânță. Și spune că este un cuvânt care adesea cade în locuri nepotrivite în locuri în care grijile lumii acesteia, buruieni și spini, mărăcini de tot felul, se adună și năbușe cuvântul acela. Și știți ce spune Domnul că sunt toate acestea? Grijile, îngrijorările, temerile. Când teama pune stăpânire pe om, când îngrijorarea pune stăpânire pe om, cuvântul acesta este înăbușit și el, el în loc să lucreze în viața noastră, Revigorarea noastră, ridicarea noastră, cuvântul este înnăbușit de frică. Dar haideți să ne întoarcem la Avram. De ce credeți că se temea Avram în cuvântul acesta pe care l-am citit? Vreau să vă spun, de vă vă uita în capitolul anterior, Avram tocmai a învins o mare alianță. A învins mai mulți împărați. După o mare biruință, după o mare victorie, Avram se teme. Oare de ce se teme Avram? Poate se temea de răzbunarea lor. Poate își zicea, ăștia se duc, se regrupează și vin înapoi peste mine. Și Avram știa că el nu este un om puternic. El avea 300 de slujitori pe lângă el și atâta tot. Știa că el nu este un om al armelor. Poate se temea de uciderile pe care le-a făcut în luptă. Că un om credincios are teama consecințelor a ceea ce a făcut el. S-a luptat cu oameni pe care a trebuit poate să-i ucidă. Poate se temea de viitorul lui. Și deducem asta din ceea ce îi spune Domnul și ce vorbește el cu Domnul. Însă, dragii mei, ceea ce aș vrea să învățăm noi din acest dialog al lui Avram cu Domnul. Aș vrea să învățăm ce putem noi să facem în lupta cu teama, cu îndoiala și cu descurajarea. Pentru că, iată, omul lui Dumnezeu Avram, Tatăl celor credincioși, se și teme, se și îndoiește și îl vedem și descurajat. Ce putem să facem în astfel de situații? Vă rog să vă uitați la versetul 1 pe care l-am citit și care zice așa. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dragii mei, primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez astăzi aici, este că în lupta cu teama, cu îngrijorarea, cu descurajarea, cu îndoiala. În primul rând, trebuie să recunoști originea acestor lucruri în viața ta. Să vezi, Doamne, de unde vine teama asta în viața mea? De unde vine îndoiala asta în viața mea? Că sunt un om credincios. De unde vine descurajarea asta în viața mea? Că sunt un om credincios. Și vom înțelege ceva, dragii mei. Toate acestea pot să aibă uneori cauze fizice. Adică, pornite de aici, din ființa noastră. Mă gândesc la Avram. Uitați-vă ce oscilații emoționale a avut Avram. Dintr-o dată, după ce a învins împărații cei mulți, pe împărații cei mulți și alianța aceasta, dintr-o dată Avram devine cineva în Canaan. Este un cineva. E cunoscut ca războinic, viteas, se duce vorba despre el. Dintr-o dată, adrenalina se duce sus în Avram. Wow, sunt cineva! Însă, dintr-o dată coboară adrenalina. Și îl vedem pe Avram inhibat de-a dreptul. Stă înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ce voi face? Moștenitorul meu este Eliazer din Damasc, ce voi face? Do cine sunt eu? Tot Canaanul vorbește despre el, că el este un viteaz. El zice, Doamne, ce va fi cu mine? Observați, dumneavoastră, stările acestea emoționale, oscilațiile emoționale. Omul este o ființă emoțională. Dar oscilațiile acestea emoționale, când... Adrenalina se duce sus, și după aceea inhibiția te trage jos. Toate acestea creează probleme din punct de vedere fizic omului. Noi nu suntem de piatră. Nu suntem de piatră și oscilațiile acestea emoționale ne pot crea probleme serioase. Există cauze fizice care aduc în viața noastră momentele acestea de teamă, momentele acestea de îndoială, de descurajare. Pentru că avem un corp sensibil la aceste oscilații. Același motiv l-a determinat pe Ilie după marea biruință de pe Carmel, când se bucura nespus de mult. Imaginați-vă, prorocii lui Bala au fost nimiciți. Poporul s-a întors cu fața către Dumnezeu. Ilie era predicatorul, era prorocul acela care și-a văzut misiunea îndeplinită, a dus înapoi pe Dumnezeu în mijlocul lui Israel și plin de bucurie aceasta stă și dintr-o dată aude șoapta. Izabela a zis că te omoară. Știți ce a făcut Ilie? Din punct de vedere fizic, n-a rezistat. Oscilațiile acestea emoționale creează probleme. În 1 împărați 19 cu 4, uitați-vă dumneavoastră ce s-a întâmplat cu el, 1 împărați 19 cu 4, el s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând destul acum, Doamne, i-am sufletul căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Ce s-a întâmplat cu Ilie? A ajuns să rostească cuvinte grele, voia să moară, de ce asta, Ilie? Chiar credeți că voia să moară? Dacă voia să moară, putea să stea acolo. Hai, Izabela, hai zis că mă omori, hai că stau aici. Dar nu chiar voia el să moară. Dar ce era cu el? Știți ce era cu el? A pus stăpânire peste el o teamă nejustificată. Imaginați-vă că tot Israelul era cu el. Tot Israel era un erou al Israelului. Și o femeie la amenință, chiar dacă era ea împărăteasă, îl amenință teama aceasta este nejustificată și a pus stăpânire teama pe el și asta l-a făcut să fugă în pustiu. De ce vă spun asta, dragii mei? Suntem oameni, suntem oameni cu neputințele noastre și în fața oscilațiilor emoționale nu rezistăm întotdeauna. Și, și tocmai de aceea spun că există cauze fizice ale temerilor, ale anxietăților, ale îndoielilor, ale descurajărilor noastre. Știți ce face Dumnezeu cu Ilie? Doamne, am sufletul, zicea Ilie. Și Domnul a zis: "Stai liniștit, tu ai probleme de rezolvat trupește. Știți care a fost leacul Domnului pentru el? Cine știe? Odihnește-te, ia și mănâncă, odihnește-te, mănâncă, odihnește-te mănâncă. De ce? pentru că Dumnezeu care ne-a făcut știa că Elie este într-o situație cauzată de neputința lui ca om. Dragii mei, câteodată ca să putem învinge crizele din viața noastră și stările grele din viața noastră, trebuie doar să avem hrană bună și odihnă bună și un pic de relaxare bună. Nu e așa că trăim într-un veac Atât de aglomerat încât uităm să ne plimbăm de dragul plimbării. Nu avem timp să ne plimbăm. Dragii mei, alergăm repede să ajungem la magazin, repede să ajungem la lucru și nu mai vezi oameni care, așa frumos cum era altă dată, își pun mâna la spate și zic că am ieșit, am ieșit la o plimbare. Nu se mai întâmplă asta. Dar știți ce se întâmplă? O societate apăsată de depresii și anxietăți. Dragii mei, temerile vin uneori din cauze fizice, alte ori vin din cauze spirituale. Există atacuri spirituale care provoacă temeri. Vedeți? Diavolul, aducătorul păcatului în lume, el este și aducătorul fricii. Și el aduce tot felul de frici cu care caută să-i atace pe oameni. Uitați-vă, în 1 Samuel, capitolul 16, versetele 14 și 15, despre Saul, spune aici. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un Duh rău. Aici spune cuvântul care venea de la Domnul, în realitate venea de la. era îngăduit de Domnul, Duhul acela. Deci. Mai odată, versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care era îngăduit de Domnul. Și versetul 15. Slujitorii lui Saul i-au zis: Iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Aș vrea să înțelegem că există cauze spirituale adesea pentru teamă și pentru îndoieli și pentru descurajări. Există atacuri spirituale pe care le aduce diavolul împotriva oamenilor într-un fel sau altul. Nimic nu mi se pare mai, mai grav decât să știu că sunt astăzi oameni. Și vai mă tem că sunt între cei ce se numesc copii ai Domnului, care dau prilej deavolului. Știți că Scriptura ne zice, nu dați prilej deavolului diavolul de-abia așteaptă să vadă o ușă deschisă spre tine, să-ți arunce un duh de frică. Că nu de mult a fost atâta vâlvă cu Halloween-ul. Câtă nebunie! Și-o caută oamenii cu mânuța lor. Cu mânuța lor caută, deschid uș larg și-l invită pe diavolul să vină. Și diavolul Știe să aducă duhuri de frică și de teamă. Vreau să vă spun, ca unul care am stat de vorbă în viața mea cu mulți oameni, cu oameni apasați și necăjiți, am stat la consiliere cu mulți și mi-am dat seama de greșelile fatale pe care le fac oamenii, care lasă o portiță deschisă diavolului. Eu vreau să vă spun astăzi temerile îndoielile, descurajările uneori vin ca atacuri spirituale în viețile noastre. De aceea, tot ce pot să spun acum, nu deschideți ușa deavolului. Era să ziceți amin. Să nu o deschideți. În Iacov, capitolul 4, cu versetul 7, zice așa, Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă deavolului și el va fugi de la voi. Fricile, temerile pot să vină din cauze fizice, pot să vină ca atacuri spirituale, dar pot să vină și atunci când ne focusăm greșit privirea, ne concentrăm spre direcții greșite. Cred că Avram în contextul acesta era focusat, era concentrat spre regia aceea, și probabil își zicea în sinea lor, Doamne, ce arme aveau ăștia, ce cară de luptă aveau ei. Și eu n-am avut multe. Vai, dacă vin ăștia înapoi cu carele acelea de luptă, dacă vin înapoi cu echipamentul acela, ce zale aveau pe ei, cine sunt ei. Și bietul Avram s-a focusat greșit. Gândiți-vă la Petru, că avem exemplu clasic, care se folosește adesea, când Petru pornise să umble peste valuri, a mers cu succes până când s-a uitat la valuri, s-a uitat într-o direcție greșită. Frații mei și surorile mele, trăim o vreme în care suntem chemați să ne uităm la Hristos. La Cel ce este dragostea personificată. Să ne uităm țintă spre căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Asta ne va da nou ajutor. Prin urmare, dragii mei, în lupta cu teama, îndoiala și descurajarea, primul lucru pe care l-am spus, trebuie să recunoști originea lor. De unde vin? Tu care te confrunți cu teama, cu îndoiala, cu descurajarea, puneți întrebarea în mod serios, Doamne, de unde vine asta în viața mea? Că eu sunt un om credincios, m-am botezat, am stat înainte. De unde vin lucrurile acestea? Și de voi constata că sunt cauze fizice. Omule mai puneți capul pe pernă. Și mai zi, Doamne, eu mă culc și adorm în pace, că și nu mai tu îmi dai liniște de plină în locuința mea. Mai du-te și vezi cum pică frunza din pom. Hrănește-te bine, relaxează-te, odihnește-te. Pentru că s-ar putea să fie cauze fizice. Poate sunt cauze spirituale, stai și analizează-te și zi, Doamne, nu cumva am deschis ușa celui rău? Nu v am deschis eu o ușă? Doamne, dacă am deschis o ușă, te rog în numele Domnului Isus Hristos, intră în inima mea ca și în templu de altă dată în Ierusalim, izgonește afară cei e rău și apoi închide ușa după tine, Doamne. Rămâi în casa mea pe veci. Iar dacă focusarea mea este greșită, zi, Doamne, ajută-mă să mă uit la Tine să mergem mai departe. În lupta cu teama, cu îndoiala și cu descurajarea, caută să-L cunoști pe Domnul. Este foarte important ceea ce vă spun aici. Ca să scapi de frică, de îndoială, de descurajare, caută, fă tot ce poți ca să-L cunoști pe Domnul. Vă recitesc primul verset din Geneza 15. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău. Înseamnă că el avea nevoie de apărare și Domnul îi zice, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Adică știți ce îi spune Domnul? Uită-te bine la mine, Avrame, în mine tu ai tot ceea ce-ți trebuie ca să nu te temi. Te tem de împărații ăștia că vin înapoi împotriva ta? Eu sunt scutul tău. Te tem că n-ai cine să te moștenească, că n-ai viitor? Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Dragii mei, cu alte cuvinte, observați dumneavoastră ce face Dumnezeu. Îi spune lui Avram, uite-te bine la mine, și înțelege, cunoaște-mă și vei vedea că eu sunt scut pentru tine, sunt exact ceea ce tu ai nevoie. Frații mei și surorile mele, ca să poți birui teama, ca să poți birui îndoiala și descurajarea, caută să-L cunoști mai bine pe Domnul. Când vezi cine e El, vei zice, n-am niciun motiv să mă tem. Așa vei zice, nu mai am motive să mă tem, pentru că îl cunosc pe el. Dar cum să-l cunoști pe el, pe Dumnezeu? să-L cunoști tot mai mult. Dragii mei, în primul rând, ca să-L cunoști pe Domnul, poți să-L cunoști prin cuvânt. Cunoaște-L pe Domnul prin cuvânt. Ține Scriptura aproape de tine. Uită-te în ea. Mai deschide cartea aceasta sfântă și deschide-o în cartea psalmilor și vei vedea când gânduri negre se ridică cu grămada împotriva mea. Vezi ce soluție are omul lui Dumnezeu. Ridică cartea psalmilor și vei vedea când vrăjmașii se ridică împotriva mea. Are soluții. Când sunt înconjurat din toate părțile, există soluții. Caută să-L cunoști pe Dumnezeu. Și îl poți cunoaște pe Dumnezeu prin cuvânt. Citește cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și vei vedea câte resurse ai tu în Dumnezeu. Avrame, uită-te bine la mine. Ai nevoie de apărare, eu sunt scutul tău. Avrame, ai nevoie de un viitor și de o nădejde, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Dragii mei, de ce vă spun că îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin Cuvânt? O, de câte ori citim în Scriptură și suntem așa de încurajați. Doamne, câtă încurajare găsești într-un singur verset, adesea. Într-un singur verset. Dar trebuie să-l citești pe ăla. Să te rogi Domnului și să zici, Doamne, vorbește -mi. Pentru că nu uitați, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndemne, să ridice, să întărească, să ajute. Cu ce scop? Ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Nu ești desăvârșit când ești plin de îndoială, dar citește Scriptura, că ne e dată să îndepărteze îndoiala. Nu ești desăvârșit când ești descurajat, dar citește în Scriptură și vei găsi soluție pentru descurajarea ta, pentru teama ta. Scriptura ne echipează să putem să luptăm cu aceste lucruri în momentele de criză din viața noastră. Și apoi, Caută să-L cunoști pe Dumnezeu prin cuvânt, dar caută să cunoști dragostea lui Dumnezeu prin experiențele de viață pe care le-ai avut. De ce spun asta? Uită-te un pic în viața ta, uită-te înapoi. Uită-te la copilăria ta. Gândește-te la momente grele din copilăria ta și recunoaște că Dumnezeu și-a întins mâna cândva într-un moment de criză. Te-a scăpat, te-a ocrotit, și aceasta pentru că Dumnezeu te iubește. Te-a dus în casa lui. Și aceasta pentru că Dumnezeu te iubește. Ți-a așezat picioarele pe o stâncă pentru că Dumnezeu te iubește. Te-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, pentru că Dumnezeu te iubește. Uită-te la experiențele din trecutul tău. Și le te vor ajuta să înțelegi că tu ești iubit de Dumnezeu. Ai trecut prin COVID. N-ai auzit de covidați care au murit? Tu nu. Te iubește Dumnezeu. Și-a arătat dragostea pentru tine. Înțelegeți, dumneavoastră? Să-l cunoști pe Dumnezeu prin cuvânt, să-i cunoști iubirea din experiențele pe care le-a avut cu El, să-l cunoști prin rugăciune, eram îndemnat în primul mesaj din această seară, să-l cunoști pe Dumnezeu prin rugăciune că nu poți să lupți cu teama dacă nu ești om al rugăciunii. Nu poți. Și pasajul acesta pe care l-am citit ne arată cum e rugăciunea. Dragii mei, frați, stimate surori, auzeam acum de curând pe cineva care comenta rugăciunile unora sau altora. Și zicea, dacă rugăciune e aia care trebuie strigăte mari și cu lacrimi. Câteodată, da, rugăciunea e cu strigăte mari și cu lacrimi. Așa a avut și Domnul rugăciune cu strigăte mari și cu lacrimi. Dar există și rugăciuni de altfel. Uitați-vă, Avram stătea sub cerul înstelat el și Dumnezeu. Nu știu dacă Avram a strigat, Doamne, urmașul meu este lezer din Damasc, nu? Parcă l văd pe Avram, care în gândul lui stătea și zicea, Doamne, n-am pe nimeni după mine să vină. Cine este urmașul meu? Noi avem criteriile noastre omenești de a asculta rugăciunea, dar aici rugăciunea lui Avram este un dialog, nu este un monolog. Nu stă el să-i spună Domnului care sunt lucrurile pe care credeți că nu le știe Domnul despre noi. Dar este un dialog în care stai cu Domnul, îi spui, stai și la asculți pe Domnul. Asta este un mod de a te ruga Domnului. De aceea vă rog. Nu calificați dumneavoastră rugăciunea nimănui. Numai atunci când cineva vă zice, vreau să-ți înalți ție, frate, cu tare o rugăciune, atunci ascultă-i rugăciunea și dă notă cum vrei. Dar câte vreme un om se roagă lui Dumnezeu, nu-i da tu notă. Nu-i da tu notă. A stat Eli și a încercat să-i dea o notă Anei. A văzut-o în templu că-și mișca numai buzele. Și a dat notă și a zis, că-i beată femeia asta, ceva nu e în regulă cu ea. Însă de sus din ceruri. Dumnezeu asculta rugăciunea femeii aceleia care nu era auzită de nimeni, erau doar o mișcare a buzelor. Eu nu spun că trebuie să ne rugăm doar mișcând buzele, eu nu spun că trebuie să ne rugăm doar într-un fel sau altul. Noi trebuie să strigăm către Domnul, trebuie să ne rugăm Domnului și să înțelegem că prin rugăciune îl vom cunoaște pe Domnul. De asemenea, în lupta cu teama. cu îndoiala, cu descurajarea, dragii mei. Aș vrea să înțelegem că prin rugăciunea aceasta de care vorbesc, noi de fapt aruncăm îngrijorările noastre asupra Lui. Ce frumos zice Petru, scrie Petru, în 1 Petru, capitolul 5 cu 7, zice și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că El însuși îngrijește de voi. De atâtea ori ne zice Scriptura, nu vă îngrijorați de nimic, nu vă îngrijorați. Dragii mei, e important să recunoști cauza, rădăcina, să înțelegi de ce, de ce apare frica, care este originea ei. E important să-L cunoști pe Dumnezeu ca să poți birui frica și teama și îndoiala. Dar în același timp este important să respingi în termeni categorici frica. Dragii mei, noi avem o problemă Că nu știm și nu vrem câteodată să respingem categoric frica. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta tacea foarte mare. De multe ori oamenii acceptă teama și ascultați-mă, câteodată chiar o invită. Teama începe cu o îngrijorare. Și dacă stăm să ne focusăm, să ne concentrăm la îngrijorarea aia, e dezastru. Știți dumneavoastră povestea, așa a numit-o Creangă, prostia omenească se numește povestea lui Creangă, în care zicea că stătea mama cu fata și avea un bebeluș acolo în casă și drobul de sare stătea sus pe grindă. Și s-a uitat la drobul acela de sare și au început să facă scenarii. Wow! Ăla poate să cadă jos. De cădea direct pe copil pică. Dacă drobul acela de sare cade pe copil, copilul nostru e praf. Și au început să se vaete, și au început să plângă, și au început să facă scenarii. Și a fost dezastru. Ori erau câteva acțiuni simple care puteau fi făcute. Fie să mute covata cu bebelușul, că așa era pe vremuri, fie să mute bebelușul de acolo, fie să mute drobul de sare. Dar bieții oameni câteodată stau și invită teama și invită îndoiala și invită descurajarea în viața lor. Dragii mei, vă rog să nu uitați, când Domnul se întâlnește cu Avram în textul acesta, primul cuvânt pe care Domnul îl spune este, nu te teme, primul cuvânt. De ce n-a început Domnul cu el să zică, băi, Avram, e drept că sunt mulți împărați ăștia, sunt vreo 10 împărați, mă. Ce arme au ăștia! Putea Domnul să aibă un discurs din ăsta cu el. Dar Domnul a zis, Avram n are nevoie de asta, că în capul lui deja au intrat lucrurile acestea. Și Domnul când vine la Avram, primul lucru pe care îl spune, Avrame, nu te teme. Dragii mei, există o frică toxică, vă rog să mă înțelegeți căreia n-ar trebui nici de cum să-i lăsăm loc în viața noastră. Uh. Și nu avem dreptul, dragii mei, să ne lăsăm dominați de frică, ci frica trebuie răs -ă, respinsă din start, din capul locului. Trebuie să respingem teama, îndoiala să o respingem din capul locului. Uitați-vă, așa vine Domnul. Avrame nu te teme. De ce? De ce trebuie să respingem din start teama? Atenție, pentru că resursele lui Dumnezeu sunt ale noastre. Nici acum nu ziceți amin. Resursele lui Dumnezeu sunt ale noastre. Avrame, ce ai nevoie? Scut? Eu sunt scutul tău. Avrame, ce ai nevoie? Viitor? Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Avrame, uite-te numai bine la mine. Frații mei și surorile mele. Așa de frumos zice scriptura. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Îi scrie lui Timotei, ca să facă aplicație direct. Timotei se temea de lucrare, era un slujitor tânăr. Și ca orice slujitor chemat de Dumnezeu, nu se duce cu mușchi ridicați când o fac eu lucrarea. Se temea în fața lucrării lui Dumnezeu. Era speriat de dimensiunea lucrării. Și Pavel îi scrie, Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Ai nevoie de putere? Să știi că Dumnezeu ți-a dat-o de dragoste? Ai nevoie de dragoste? Oh, Dumnezeu o, Dumnezeu ți-o dă și chipzuință, și de chipzuință îți dă Domnul tot ce ai nevoie și în domeniul acesta. Frații mei și surorile mele, veniți să ne hotărâm să respingem teama din momentul când apare. De ce? Pentru că resursele lui Dumnezeu sunt ale noastre. Dumnezeu ne dă tot ce avem nevoie ca să o învingem. Și apoi, pentru că Dumnezeu, creștine, Dumnezeu e de partea ta. Eu de cine să mă tem? Era un refren de cântare pe vremuri, fratele Titus cânta: Eu de cine să mă tem? Tu mi-ești, Doamne, scăpare, am să te chem. Eu de cine să mă tem? Dragii mei, noi avem asigurarea că Dumnezeu e de partea noastră. Există un verset în Sfânta Scriptură, Evrei 13, cu 5, care spune, așa, e o asigurare extraordinară. Zice, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, pentru că unii se tem de asta. Vai, dacă n-am, ce se întâmplă? Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Haideți să citim partea asta dintre ghilimele, toți împreună. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Frații mei, surorile mele, acesta este un singur verset care vorbește despre asta. Să nu umblu prin Isaia, să nu umblu prin cartea psalmilor, să nu umblu prin cuvântul Domnului, să vedeți de câte ori zice Domnul, nu te las și nu te părăsesc. Cum să nu respingi teama? când știi că Domnul este de partea ta? Dragii mei, important e să te mulțumești cu Domnul. De crezi că în El ai tot ce trebuie, nu te mai uiți în altă parte. Un bărbat care e mulțumit de soția lui nu se mai uită nici unde peste gard. Ei, cine, cine găsește împlinirea în Dumnezeu ăla nu se mai uită nicăieri în altă parte. Se uită numai la Domnul. Însă, trebuie să mai spun un lucru cu care aș vrea să încheiem, dragii mei. În lupta cu teama, cu îndoiala și cu descurajarea. Frate, soră, crede promisiunile Domnului. Credele. Știți că Avram a mai primit promisiunea Domnului? Dumnezeu i-a mai zis, după ce s-a despărțit de lot, era Avram necăjit puțin, după ce lot la părăsit, s-a dus în locul cel mai bun, spre câmpie, Avram a rămas pe munte și când era necăjit, Dumnezeu i-a vorbit și aceleași lucruri i-a spus Dumnezeu, Avrame, sămânța ta va fi multă. Și uitați-vă acum, în contextul acesta, Dumnezeu vine și încă o dată face exact acest lucru, încă o dată. Ce face Dumnezeu? își reînnoiește promisiunea către Avram. De ce credeți că își reînnoiește promisiunea? Tocmai pentru că noi oamenii, ca să scăpăm de teamă, de îndoială, de descurajare, avem nevoie să ne încredem în promisiunile Domnului. Și-l ia Domnul pe Avram și îl duce afară, sub cerul înstelat. Și zice, Avram, uite-te la stelele cerului, numărele le poți număra. Nici astăzi nu le poate număra nimeni, știți? Știți că nici astăzi nimeni nu știe care e numărul stelelor? Înțelept e Domnul. De aceea credem Scriptura. Poate veți zice, Avram n-a știut că el era din antichitate. Nu știu oamenii nici astăzi. Se uită peste miliarde de ani lumină și tot le văd și tot le văd și tot le văd și tot le văd și nu le poate număra nimeni. Ei bine, vine Dumnezeu și îi zice lui Avram, vezi tu? Cum nu pot fi numărate alea, așa nu va putea fi numărată sămânța ta. Va fi multă. Și dintr-o dată, Avram, cel cu capul plecat datorită descurajării, datorită îndoielii și temerilor, dintr-o dată, Avram, față în față, cu promisiunea lui Dumnezeu, este revigorat. Crede promisiunile Domnului, fratele meu. Pentru tine sunt lăsate în scriptură. Pentru tine. Și slavă Domnului și pentru mine. Sunt lăsate pentru noi. Veniți să credem în promisiunile Domnului. Mai ia în mână din când în când. Mai ia în mână. Mai citește promisiunile Domnului și zi, Doamne, îți mulțumesc pentru făgăduințele tale. De ce să umbli plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? De ce în situații de criză să te lași doborât de teamă, de îndoială sau de descurajare? Tu, creștine, Avrame, tu ai resurse extraordinare în Dumnezeu. Caută să vezi care e cauza. Pentru că boala trebuie rezolvată din rădăcină. Caută, dragul meu, să înțelegi lucrul acesta. Caută să te încrezi, să-L cunoști pe Domnul. Caută să te încrezi în promisiunile Domnului și vei vedea, vei înțelege un adevăr. Că poate să se teamă o lume întreagă. nani niti un motiv, da te tem.